Salutare nocivanilor și bine v-am regăsit la un mirobolant episod cu bunicul vampir. Mă bucur că v-a plăcut foarte mult primul episod cu bunicul vampir și am revenit aici și cu el, îl vedeți acolo în dreapta, pregătit de noile noastre farse. Apăsați acum butonașul de like să vadă acolo bunicul, să fie blană totul la început. Apasă-mi butonul de like și hai să înceapă nebunia. Continuăm cu o farsă. Zice așa: get thrones from the table in the bedroom and put those thrones on the bed, so we'll be teased when he will lay down. Ok, nu știu ce înseamnă thrones alea, dar cred că e ceva dureros oricum. Trebuie să-i punem niște lucrușoare pe pătuț. Hai să vedem, barosanilor. Pătuțul vampirului o să fie mult mai diferit începând de acum. Ce trebuie să iau? Ah, sârmă ghimpată. Oh my god, man. Cred că o să fie un pic dureros. Dar nu știu exact unde trebuie să-i pun asta. Ah, pe pat aici. Păi și eu cum mai scap? Ok, trebuie să fug de aici. Repede, acum urcă scările. Zi-mi, te rog, că se deschide ușa. Oh, alo. Cred că nu m-au văzut. Nu s-au uitat. Dir, bă, dar încă se întinde, mă, n-are treabă. Cică, au, ce mă doare, nocivane. Mi-a intrat țepul în cur, nocivane. Au, îmi place. Nice. Cam așa au fost și bunicul vampir. Hai să vedem, la ce nivel am ajuns? Că sunt foarte curios. Putem da aici pe play, episode 1. Deci deja suntem la 8, mai avem 8, 9, 10. Și după deja putem trece la... Ce-am făcut? Stai că n-am vrut să intru aici. Ok. Home. Am dat din greșeală din nou pe nivelul cu uleiul. Pentru cei care n-au văzut nivelul cu uleiul, este în primul episod pe care l-aveți pe canal. Hai să continuăm cu episodul numărul 8 sau mini-episodul din episodul 1. Nu mai înțeleg nimic. He has a pet spider. Get a besom from the operation room. Steal his spider from the storeroom and clean that place. He will hate it. Deci trebuie să iau... el are un paianjen ca animal de companie. Stai că pot să-mi pun pe mine la loc. Vreau să mă scot atunci când citesc chestia asta ca să vedeți și voi. Pentru că 100% sunt mulți dintre voi care înțelegeți limba engleză. Și atunci eu zic că e ok să puteți citi și voi. Nu doar să mă credeți pe mine pe cuvânt, ok? Bun, deci el are un animal de companie. Un paianjen. Și get a besom from the operation room. Nu știu ce înseamnă besom, dar trebuie să iau chestia asta din camera operației sau de unde operează el, nu știu ce naiba face acolo. Steal his spider from the storeroom and clean that place. Deci trebuie să-i fur animalul de companie și să îi curăț încăperia. Adică el o să urască faptul că totul este curat aici. Ok, besom, asta e mătura? Da, asta e mătura. Ok. Și unde-i paianjenul? Nauran. Păi unde-i, mă, paianjenul? Bă, unde-i, mă, paianjenul? What? Bă, eu n-am văzut paianjenul, eu vreau restart. Ce-a fost asta? Vreau să-i văd paianjenul. Are un paianjen invizibil? Bun, deci trebuie să luăm asta categoric. Una bucată mătură. Și acum vreau să-i văd paianjenul. A, uite-l, bă. Oh, bine. Îi luăm paianjenul și îi distrugem casa paianjenului. Ei bine, când o să vadă bunicul nostru preferat, o să se supere. Nu! Uai, era să mă vadă la limită. Bă, fii atent că aici are un basement, ceva foarte dubios. Oare aici ascunde victime sau ceva? Sunt curios, unde i-o fi coșciugul? Fiecare vampir trebuie să aibă un sarcofag din ăla, coșciug. Sau ce-o fi? Trebuie să aibă unul, imposibil. Ia, s-a supărat. Where is my spider? Ok, pentru cei care nu știu, noi trebuie să îi facem zile fripte bunicului vampir pentru ca el să plece, să-l gonim de aici din palat. Pentru că acest palat este al unui bătrânel care m-a rugat frumos: te rog, îndepărtează acest vampir din palat, pentru că este al meu și nu știu ce. Vampirul spune că e al lui și noi practic trebuie să îl scoatem pe bunic afară. Bun, trebuie să luăm acum o clupsă de șoareci.
from the shed and place it outside the main door. Trebuie să îl prindem în clupsa de șoareci, adică în capcana de șoareci. O, fii atent că aici suntem altundeva. Ia fii atent, barosane, că suntem aici în grădină și aici e atelierul. Luăm frumos o clupsă de șoareci care levitează dintr-un motiv sau altul. Ok, deci mai sunt și chestii paranormale aici în prejurul palatului. Bine, știu că asta e un conac mai degrabă decât palat, da? Nu știu de ce zic eu palat. Conac, palat, este același rahat. Bam, bam, bam. A, și pun aici asta. Am înțeles. Și acum trebuie să fug. Unde naiba să fug? Șefule, unde vrei să fug? Ia, ia, ia. Ok. Ce fac, mă? Și-a prins piciorul stâng. A, nici măcar nu a ajuns până la el. Ok. Nu știu. Se întâmplă lucruri mult prea paranormale în jocul ăsta ca să le înțeleg. Trecem mai departe. Cred că asta e și ultima parte din primul episod. He likes to eat cats. Oh my god, man. Îi place să mănânce pisici? He has one in the cage which is in the operation room. Get a crowbar from the main hall and free the cat. Trebuie să eliberăm pisica din încăperea unde era și mătura înainte. Și pentru asta avem nevoie de o rangă. Iar acum trebuie să mergem înapoi în operation room, care este aici. Nu, oh my god, mă prinde, mă prinde. Pot să merg pe aici? Zi-mi, te rog, că pot să... Na, sunt rip. Salut, bunicule, stai un pic, stai un pic să povestim. Direct pumn în figură mi-o dat. Hai să avem restartul. Deci ne trebuie asta. Acum începe să se complice puțin jocul, pentru că eu am nevoie exact acolo și el mă așteaptă. A, ok, și el iese... M-am blocat. Ce naiba? Ok. Study room. Stai, mă, bă, ce scrie acolo? All work and sleep makes body a dull boy. All work and sleep. Jack Clay. La, nu știu, traduceți-mi voi ce scrie pe perete dacă vreți. Scrieți acolo minutul. Washroom. N-avem ce căuta aici. Deci scrieți minutul din episod sau nu neapărat, n-are sens să scrieți minutul. Și traduceți-mi ce naiba scrie pe acolo. Mă refer să scrieți în limba engleză, că nu înțelegeam nici în engleză ce scrie. Zicea ceva genul că munca și somnul, nu știu. Ceva cu ele. Oh my god, man, exact aici trebuia să fii. Unde mă pot ascunde acum? O să închid ușa în meclă. Și asta. Și sper să nu mă prindă. Aaaa. Nu mai ai, mă, șanse. Dacă te-a văzut odată, ești gata. Păi stai puțin. Unde naibai operation room? Că nu ne mai arată acum. Corridor. Restricted area. Ok, basement aici. Ah, fii atent. Operation room. Și aici e pisicuța, băi. Oh my god, uite-te ce frumusețe de pisică și el vrea să o mănânce. Ei bine, nu o să te putem lăsa să faci asta. Vampir nebun ce ești. Va trebui să merg prin basement puțin. Și acum o să vină vampirul să se înfructe din sărăcuța pisicuță. Iar când va ajunge acolo, o să aibă o mare, mare surpriză. Pentru că pisica nu va mai fi. Vreau să pun pe tot ecranul, nu știu cum fac asta. Cine mi-a furat pisica? Eu, măi. Eu, șefule. Stai să nu zici cumva că nu m-ai văzut. Eu, frate. Eu. Ok. Dăm no thanks în continuare. Și am terminat primul episod din joc. Interesant. Hai să facem... ia, aici câte sunt? A, sunt mai puține aici. Păi înseamnă că mai avem episodul ăsta... Pe YouTube mă refer și încă un episod și probabil terminăm jocul în totalitate. Bun, hai să vedem cum arată primul nivel din episodul 2. Vampire loves his piano. Deci bunicul vampir își iubește pianul. Find the hammer. Deci practic trebuie să-i distrugem pianul. Ce sens mai are să pierdem timpul? Oare pot să pun asta pe tot ecranul chiar și acum? Nu cred că merge. Find a hammer in the garden. Deci,
Ciocanul este undeva în... în grădină, dar oare se referă aici în grădină sau acolo? Îl vedem pe bunicul nostru drag și scump, cum se mai bucură de ultimele minute alături de pian, pentru că nu o să-l mai aibă mult. Cel mai probabil ciocanul ar trebui să fie aici în atelier, până la urma urmei, nu? Dar nu e aici. Așa că încep căutările, barosanilor. A, uite-l acolo, bă, nici nu-l văzusem. Mai și luminează de la 3 km, dar eu nicio treabă. Luăm frumos... Ce bă, că ăsta e baros, nu-i ciocan. E dita mai barosu. Să fim serioși. Și ne întoarcem frumos în conacul bunicuțului nostru. Deschidem ușa. Și unde naiba e o fi piano? Find a vampire piano and break it. Da, am văzut deja. Bine, s-a blocat în scaun. Uite aici! Plioști! Și acum fugi! Fugi, șefule! Am închis ușile să nu cumva să mă vadă. Mare noroc am că nu mă poate vedea prin geamuri, pentru că el și-a baricadat geamurile în totalitate, din cauza faptului că lumina nu-i face bine, știți și voi. Și bănuiesc că atunci când... Uite ce supărat e! My sweet piano! My sweet piano! Bănuiesc că știți și voi că în momentul în care un vampir stă în lumină, e cam ard de piele. Ați văzut și în episodul anterior, dacă nu știți. Și dacă n-ați văzut episodul, vă sugerez să îl căutați pe canal și să-l vizionați. Cam acesta a fost și episodul numărul 2. Apăsați acum butonașul de like dacă n-ați făcut-o încă, să văd susținerea blană și o să continuăm jocul. Probabil o să-l și terminăm pe episodul următor. Doamne ajută, să sperăm că nu este super complicat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nociș.insta, Instagram, în cazul în care vreți să mă vedeți acolo pe Instagram. Toate cele bune, vă salut cu respect, pa, pa!